era președinte pe vremea? Păi, dar care nu a fost? Cine nu a fost președinte? Da, indiferent... A fost Crăciunescu cu care erai prieten. Da, prietenia este, mă rog, un sentiment profund și un sentiment care se bazează pe anumite relații, că se poate de... Acolo cred că nu pot să mă întorc un pic, fac o paranteză mai largă, dacă m-ați întrebat de prietenie. Eu cu Ion am fost prieten și ne-au legat... Gemenii arbitrajului. Ne-au legat poate foarte multe... Poate născuți în aceea zi, aceeași lună și același și an. Și oprim orice fel de alte fost asemănări. Fost coechipier la Vâlcea și... Nu, el a venit după mine, poate singura coincidență că în apartamentul care am stat eu s-a mutat el. Dar nu asta e important. Au fost puncte comune foarte multe, dar... Când a ajuns conducător la comisie... A fost comisie, și salariat al tău într-o vreme, nu? A fost și angajat, și el, și soția, și copii, și eu. Nu, am tratat tot timpul prietenie în modul cel mai curat posibil, dar mi-a părut și singurul lucru care nu pot să-l iert și nu pot să-l uit niciodată, după un interviu de al domnului Tolontan, mă rog, am venit cu niște acuze grave, reale, spun și acum, în legătură cu implicarea lui la tot în cazul CFR-ului. Că CFR-ul a fost toată placa turnantă, cheia la toată treaba asta și procesul care l-am acum cu un fost arbitru, tot cu CFR-ul legat. Cu Balaș, nu? Cu Balaș, da. Putem să spunem și mă refer și la acel proces, dacă avem timp. Și dați-mi voie să termin. Crăciunescu nu te-a... Dați-mi voie să termin. Bun, hai să vă răspund, dar o să revin la interviu dat domnului Tolontan. Și mi s-a părut îngrozitor, a ieșit în ziar, chiar în gazetă, cu titlul mare, că eu aș fi avut vreodată o boală care e foarte urât să-i folosești, ceea ce, într-adevăr, atenție, știa foarte bine de la mine, cât eram jucător la Slatina, am avut un coleg de echipă care trăiește, un jucător foarte mare, dar, Doamne ferește, nu pot să-i rostez vreodată numele, și a avut o situație de genul ăsta. Mă rog, s-a întâmplat treaba asta, mă rog, viață... dar i-am explicat, el știa și noi când ne gratulam la telefon, ne gratulam cu numele mic sau cu prenumele între noi, știind ce a făcut colegul respectiv. Era o chestie care, într-adevăr, și pe mine și pe orice tânăr la 20 de ani putea să pățească ceva de genul respectiv. Dar nici vorba asta, era incredibil să crezi ceea ce eu îi spuneam că s-a întâmplat cu acel... A invocat pe ieri de care era mort. Hârjoanele între prieteni, da? Nu, da. Cât a fost președinte, da. El te-a nedreptățit? Nu, e puțin spus. E puțin spus. Păi cum, jucăm cu Oțelul acasă și el era cu Marius Dan la Iași. Și îl sună pe arbitru și spune, dacă dai o aruncare de la margine pentru Vaslui, te scot în arbitraj. Arbitru? Iarăși te întreb, dovezi. Da, bineînțeles, sunt. Sau la alt meci cu Jiu, cred că ne-a bătut Jiu Petroșan acasă, sau la mine arbitru, același telefon, că dacă ajută Vaslui. Deci au fost niște lucruri foarte clare, evidente, nu vorbim acum de... Da? Asta nu m-a făcut ca să, cum spună, să reiau... Păi tocmai ați fost prieteni în continuare. Am rămas prieteni mai greu după treaba asta, că s-au întâmplat lucrurile acelea, să spun... greu de acceptat, ca să poți să pui la cineva, eu nu pot să pun la cineva o asemenea anatemă că a avut, mai ales că el știa cine a avut. I-am explicat deci ce s-a întâmplat atunci, deci cu lux de amănunte, că asta era o chestiune care se putea întâmpla oricui fotbalist, oricui tânăr, dar n-am fost eu implicat, n-am avut, Doamne ferește, mi-am făcut analize după aceea și marker și tot, am mers la instanță, că m-a dat, deci întâmpin și acum două cazuri similare. Adică după ce greșesc, după ce echipele care le finanțam au fost, cum să spun, măcelărite de arbitri și chiar de comisii, după aceea la o reacție a mea, pac, la tribunal, pac, procese. Bine, bă, nene, ne judecăm, n-am nimic împotrivă, dar și indiferent ce va hotărâi instanța, păi eu mai iau vreodată banii aceia care i-am pierdut, mai iau vreodată titluri care mi-au fost furate? Niciodată. Și atunci mi s-a părut un chestie care n-a fost deloc în regulă și
Eu tot am fost în relația, ca și cu asta închei, că acord prea mare, prea mare importanță și prea mult spațiu. Eu am trecut peste toate, că așa, mai am spus, dom'le, prietenul meu, nu știu ce. Dar am văzut că tot el declară că nu mai vorbește cu mine. Păi zău, dar de ce nu spui de ce nu mai vorbești cu mine? Ar fi interesant. Dar de ce nu mai vorbești? Mi-e jenă să vă spun de ce. Hai, spune, ce hai, să mai... Doamne, ce jenă? Nu pot să... Bă... Deci sunt niște lucruri incredibile care tot el se supără. Băi, dar ce te supără? Ai o motivație serioasă de ce te supără? Nu te-am jignut, ți-am zis nimic. A fost procesul care a fost, gata, acum tu te dai supărat. Bine, procesul, dacă eu nu greșesc, s-a terminat comic. Tu a trebuit să-i dai niște bani lui Crăciunescu. Păi la fiecare treabă s-a făcut reconvențională. El m-a dat în judecată și eu l-am dat și eu în judecată, ca și la Balaș. El vrea bani, vreau și eu bani. Și va da, deci n-are, el dacă are chef de treaba asta, dar sunt lucruri care sunt de spus. Da. Cearta cu Crăciunescu, de la ce a plecat până la urmă? Păi cearta cu Crăciunescu a plecat de la modul în care arbitrii arbitrau și cum era dezavantajat Vaslui. Și eu îi spuneam, nu mi-am primit niciodată să-i spună, Ioane, să mă ajute un arbitru, dar să mă ajute să fie corecți. Să fie corecți.